Bine ați venit! Încet, încet se apropie sărbătorile de iarnă, cu multă nostalgie, multă plăcere, amintirii și dorința de a fi cât mai aproape de casă, în familie și de a fi și în casă o atmosferă plăcută. Ce ne bucură foarte mult în mediul de interior, să avem aceste frumuseți care sunt Gaulteria Procolumbes. Este o plantă care e la îndemână oricui. Ce-i drept? Nu provine din zona Europei, dar la fel de bine o putem crește în climatul României, în condițiile de grădină. Aceste fructe comestibile sunt adorate de către păsări. Și noi oamenii le mai încercăm din când în când, dar fiind crescute cu fertilizant și într-un regim mai alert, lăsăm această plăcere altor vietăți. Ne bucură acest contrast de culoare între verde și roșu și bogăția acestor fructe. Sunt plante care înfloresc și se simt foarte bine într-un mediu mai însorit, dar de asemenea evoluează bine cât și în zonă semi-umbrită sau umbrită. Le place apa, le place umiditatea, atât pe frunze cât și în sol și de asemenea uneori excesul de apă nu le dăunează. La majoritatea plantelor decorative nu agrează băltirea apei. Aceste plante lemnoase agrează și un plus de umiditate. Numai văzându-le, ne bucurăm de frumusețea lor. Pentru a le ajuta în dezvoltare și creștere, folosim fertilizanții universal, de regulă, care și pentru plante cu flori și plante verzi, ale firmei Pocon. Folosim acești fertilizanți în sezonul cald, între echinocțiul de primăvară și cel de toamnă. Sunt plante la îndemâna oricui. Toate acestea le găsiți la florăriile Trias și pe florăriatrias.ro.